Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dar și Har. În seara aceasta o să auzim o poveste emoționantă și probabil multe altele pe lângă, pentru că alături de mine și de Lidia Feciorul este Samuel Negoescu, care se ocupă cu speranța, să zicem? Speranță pentru România. Mă rog, speranță pentru oameni, că pentru România e mai abstract așa. Explicați-ne un pic ce faceți. Noi suntem o asociație umanitară. Am început cu un blog în care prezentam cazuri umanitare. Ne-am dezvoltat, iar în momentul de față, din 2017, deținem o platformă de strângere de fonduri prin care, practic, sponsorizăm tot ce înseamnă tratamente, operații, medicamente, terapii și ajutor umanitar pentru persoane nevoiașe prin campanii de strângere de fonduri. Deci este o platformă de strângere de fonduri, speranță pentru România.ro. Bun, ca să ajungeți la platforma asta, ați plecat de unde? Eram tânăr și tocmai am cunoscut-o pe soția mea. Eram la ea în zonă, în județul Caraș-Severin, și plimbându-mă pe acolo am găsit un bătrân foarte sărac, practic nu avea ce să mănânce și mi-a fost milă. Eram cu vireșorul soției și am zis, hai să-i aducem ceva de mâncare omului, că nu-l putem lăsa așa. Și ne-am dus și am pregătit o masă caldă. Și am venit și am oferit o farfurie, să spun așa, cu o masă caldă. Iar fericirea acelui om de pe fața lui și felul în care ne-a mulțumit și ne-a binecuvântat cu tot felul de cuvinte, m-a impresionat foarte mult și mi-a dat așa o satisfacție sufletească foarte mare, ceea ce m-a determinat ca pe acea perioadă cât am stat acolo la viitoarea mea soție să vin zi de zi la el și să-i aduc alimente și o masă caldă. Iar de aici a plecat totul, practic, pentru că apoi tot acolo am găsit un alt bătrân care nu avea lemne de foc și cu un grup de prieteni apropiați am strâns niște fonduri și am cumpărat lemnele. La următoarea vizită la viitoarea mea soție am făcut același lucru, însă vereșorul soției, Eugen, care m-a ajutat să fac lucrul acesta, a identificat și alte familii sărace în zonă și bătrâni, în mod special bătrâni, așa am început, cu bătrâni săraci și nevoiași. Și m-a contactat, mi-a spus nevoile, iar eu am încercat să strâng fondurile tot prin cercul de prieteni foarte apropiat. Adică l-ați cerut prietenilor? Exact. Cum da. Le-ați zis? Le-am prezentat cazuri, le-am făcut poze, atunci nu erau aparatele cum sunt astăzi, nu erau telefoane așa performante, dar le-am prezentat efectiv, eu eram student atunci la teologie și practic făceam lucrul ăsta într-un cerc de prieteni care aveau o înclinație spre acte de caritate. Și am reușit în felul acesta să ajutăm mulți bătrâni, iar această activitate a durat undeva din 2006 până în 2009, când totul am făcut cu un cerc restrâns de prieteni și cu resurse financiare proprii din partea părinților, eram atunci student. În 2009, când am terminat anii de studenție, mi-am dat seama că nu mai pot apela la același cerc de prieteni în continuu. Deja aveam foarte multe proiecte, foarte multe cazuri și am făcut un blog. Cu un băiat din Republica Moldova, nu aveam bani atunci să fac așa ceva. Nici acum nu l-am văzut față către față. Mi-a făcut blogul Speranță pentru România. Era exact cum știți blogurile mai vechi, în care prezentam cazurile și m-am străduit să mă deplasez la fiecare caz, să fac video, foto. Nu era atunci Facebook, încă nu era în 2010, dacă mi-aduc bine aminte. Apăruse, dar nu era deloc dezvoltat. Da, și oricum, cel puțin eu nu știam atunci de Facebook. Și pe blogul acesta, practic, am încercat să prezint cazurile. Însă nu era atunci ceea ce noi numim astăzi marketing. Eu acum mă ocup de marketing online, sunt specialist pe marketing online. Atunci pentru asta v-ați specializat? După aceea, da. Deci, practic, asociația și tot ce am făcut m-a ajutat să mă specializez pe domeniul acesta. Și, practic, reușeam să strângem fondurile prin spam. Deci, atunci, nu era o problemă atât de mare cum este astăzi cu GDPR-ul, dar asta făceam cu niște programele și chiar a fost un succes, pentru că altfel nu aveam cum să ajung la oameni ca să intervină apoi ei prin donațiile lor și să ajute cazurile pe care în care noi ne implicam. Și lucrul acesta a mers cam până în 2013-2014, între timp intrase Facebook și deja lucrurile s-au schimbat. Însă mi-am dat seama că nu te poți duce la nesfârșit cu un blog. Pentru că blogul nu-ți oferă acea transparență de care oamenii aveau nevoie ca să vadă mai mult ce se întâmplă cu fondurile, cum
se donează, cum ajung la beneficiari, sub ce formă ajung și așa mai departe. Și în perioada aceea am cunoscut, am găsit pe internet la nivel internațional anumite platforme, de exemplu GoFundMe.com, care pentru mine a fost ceva wow și am zis trebuie să-l fac cumva, să-l fac și eu în România și să transform blogul într-o platformă de strângere de fonduri. Însă aveam nevoie de programatori și nu găseam programatori pentru că eu nu aveam bani să-i plătesc. Știu că atunci se cerea undeva la 20 de euro pe oră, dar trebuia foarte multe ore să lucrez la ceea ce doream eu să fac. Și am luat și două țepe cu două firme de programatori, am plătit din bani proprii, cred că 1000 de euro, dacă mi-aduc aminte, la o firmă, la altă firmă 800 de euro în avans și urma ca ei să construiască site-ul. Deci, bine, a fost două firme separate, în două ocazii diferite. Și n-am mai auzit de ei nici până în ziua de astăzi. I-am contactat, am mers în satul respectiv unde era site-ul social, nu am aflat nimic despre ei. Pentru că pentru mine banii aceia însemnau ceva. Și am întârziat 2 ani de zile cu dezvoltarea acestui proiect al meu, Speranță pentru România, într-o platformă de strângere de fonduri, până când am dat un anunț pe internet, pe o platformă de programatori, caut programator să construiesc o platformă de donații. Și acolo am scris, nu am bani, cine vrea să facă lucrul ăsta trebuie să o facă, cum să spun, ca voluntar, un act de caritate în același timp. Deși eu sunt conștient că trebuie să plătești programatorii, ei sunt foarte scumpi, sunt foarte căutați și foarte puțini. Adică nu se bagă oricine dacă nu plătești. Și eram conștient. Și o platformă de donație e complicată, nu e un site. E o infrastructură, da. Este o infrastructură în spate foarte complicată, pentru că eu am gândit-o, știu ce înseamnă, iar programatorul a implementat. Și am primit un răspuns de la un băiat, Claudiu Jalbă, de aici din București, un programator. Și a zis, uite, intru eu în chestia asta. Am comunicat cu el, i-am spus, nu am bani să-ți plătesc, vreau să-ți plătesc, dar în rate și în timp. Pentru că va trebui din donațiile care se strâng să iau o bucățică și să-ți plătesc. Nu vreau să fie voluntariat 100%. Deci vreau să plătesc, dar nu am. Și vreau să mă ajut să fac, nicio problemă, te ajut. Și am început să lucrăm din 2016, din noiembrie, până în mai 2017. În perioada aceasta, el a alocat un om din firma lui pentru mine. Eu comunicam cu un alt băiat. Și am văzut că acel site ia o formă, deja îl vedeam, vedeam structura lui. Și atunci mi s-a părut un pic ciudat și am zis, sigur, la mijloc este o țeapă. Pentru după că, două țepe era firesc. Da, zic că ceva e ciudat. N-are cum omul ăsta să lucreze atât de mult să-și dedice un om care mă sună, mă contactează, îmi trimite e-mail-ul, mă întreabă cum vreau să fie, văd forma site-ului și totuși să nu ceară niciun leu. E ceva ciudat. Și atunci l-am contactat pe Claudiu și am spus, Claudiu, sunt sigur că îmi pregătești o țeapă. Și am și spus cam ce m-am gândit eu că o să facă. O să vândă site-ul pe internet, pentru că da, așa m-am gândit. Da. Pentru mine era logic atunci să fie așa. Adică lucrezi 3 luni de zile și îți plătești un om cu sume foarte mari în domeniul acesta și tu nu ceri niciun leu și o să-ți dau banii cine știe când. Nici măcar n-avea nicio garanție că o să-i dau vreodată. Dacă platforma nu era un succes. Și i-am spus tot să vin site-ul pe platformele de vânzări. Mă rog, că eu l-am construit, știu cum se lucrează, știu cum funcționează. Și atunci mi-a zis, Sami, trebuie să ai toată încrederea în mine pentru că eu sunt unul din sponsorii tăi. Și zic, cum adică? Eu te-am finanțat de-a lungul timpului. Cum adică m-ai finanțat? Când erai tu student la teologie în București, te duceai la copiii străzi, la Gara de Nord, acolo în găurile de canal și le duceai mâncare. Știi cine ți-a fost sponsor de-a lungul timpului? Și zic, nu, că nu am de unde să știu. Eu făceam anunțuri pe blogul Speranță pentru România și vineau donații în contul asociației. Și el zice, eu am fost unul dintre ei. Și în momentul acela, cum să spun, am rămas fără cuvinte, am continuat colaborarea, în mai 2017 platforma a fost gata și am lansat-o. Și din mai 2017, și apropo de Claudiu și mulțumesc pe această cale, Claudiu Jalbă, practic am început să-l plătesc la un an de zile de la lansarea site-ului. Deci am muncit aproape 2 ani gratis, un an și jumătate, fără să-mi ceară niciun leu. Și acum noi lucrăm în continuu, dezvoltăm o aplicație în spate, deci în continuu lucrăm ceva, dar îl plătesc tot timpul foarte mult în urmă. Adică, de fapt, eu și uit să-l plătesc, el mai zice din când în când, mai dăm și mie ceva, mai îmi trimite câte un e-mail. Câte o factură, da. Îi mulțumesc pentru lucrul acesta, pentru că i-am spus de foarte multe ori, dacă nu era el,
și nu ne ajuta să avem ceea ce astăzi înseamnă speranță pentru România, nu puteam face pentru atâtea cazuri ceea ce acum se vede pe site-ul nostru Speranță pentru România. Câte cazuri? În momentul de față avem 370 de copii bolnavi, cancer, leucemie și alte boli grave, cât și familii sărace, și aproape 600 de campanii finalizate, 5.700.000 de euro strânși din 2017 până acum și 270.000 de oameni care au donat pe site-ul nostru. Deci foarte, foarte mulți care au donat. Cât donează oamenii? În medie? În medie 50 de lei. Uh-huh. Sunt și sume mai mari, dar media donației este 50 de lei. Avem donații de 10 lei, avem de 1 euro, avem toate sumele posibile, însă ca medie e 50 de lei. Și în mai am lansat site-ul, a fost foarte dificil, am vrut să mă dau bătut de foarte multe ori, pentru că, din păcate, noi depindem de Facebook. Depindem efectiv în ceea ce înseamnă marketingul de Facebook. Vedeți, în domeniul acesta, oamenii nu caută pe Google vreau să ajut sau vreau să ajut un copil cu cancer, așa cum căutăm vreau să cumpăr un laptop sau, nu știu, un telefon, unde sunt mii de căutări. În domeniul acesta, momentan, nu există. Și atunci, fără Facebook, practic nu poți să faci strângere de fonduri, pentru că nu ajungi la oameni. Nu ai în spate un trust media, n-ai presă, radio și așa mai departe. Și este singura posibilitate să ajungi la oameni. Însă, trebuie să plătești. Adică o parte știți lucrul acesta, o parte din sumă, ceea ce înseamnă marketing, dai la Facebook, ca el să răspândească materialul video pe care tu l-ai pregătit, anunțul tău, și de acolo să-i aduci pe oameni pe site, pentru că nu pot dona pe Facebook. Trebuie să doneze pe site-ul Speranță pentru România. Acolo sunt toate facilitățile integrate. Și trebuie să-l convingi pe om prin materiale video, prin foto, prin text, prin cum arată site-ul, cum este structurat, prin informațiile pe care le dai acolo. Așa câștigi credibilitatea. Exact. Trebuie să-i dai omul încredere că tot ce vede este adevărat. Și mai e ceva, mai ales în perioada asta în care furturile de pe carduri online sunt practic non-stop. Cred că oamenii au o oarecare reținere. În momentul în care sunt campanii false și te trezești că donezi pentru cine știe ce, e greu să-ți păstrezi problema aceasta. Și eu, da. Dacă am această posibilitate. Vă rugăm frumos. Deci eu recomand celor care vor să doneze să fie foarte, foarte atenți, pentru că în mediul acesta al Facebook, social media, este foarte ușor să faci campanii fake. Corect. Noi pe site-ul nostru avem atât de multe cazuri. Intră acești scroci care copiază imagini, poze, foto, corect, și poze, le pun pe anumite grupuri, prezintă același caz cu imaginile noastre, cu povestea noastră, dar la final pun conturile bancare ale lor. Dar la final scrie numele cazului. Omul când se duce la bancă, nu mai ține cont ce nume este acolo la ghișeu. Da, că eu aveam la nu știu ce. Exact. Și, și ajung banii în alte părți. Părinții, 350 de părinți au fost contactați prin WhatsApp de această persoană. Era un tânăr de 24 de ani și se dădea un om de afacere, un om important sau un artist și le promiteau sume fabuloase de bani, 70.000 de euro, 50.000 de euro, dar le spunea că nu vrea să îi trimită prin asociație, ci să le dea loc direct părinților. Părinții erau de acord, însă această persoană le cerea poze față verso la card, deci numărul de card și codul de securitate și SMS-ul care venea pentru tot cu cod de securitate. Trei părinți din cei 350 care au fost contactați de pe site-ul nostru au căzut în această plasă și li s-au retras de pe card, cu acordul lor în final, câte 4.000 de lei. Părinții ne-au contactat, noi n-am știut ce se întâmplă, apoi am dat un anunț la toate cazurile noastre, au fost vigilenți toți în final, dar trei, cum v-am spus, au căzut în plasă. Li s-au retras acești bani, am fost la poliție în Arad de unde sunt, nu am putut să pun plângere în numele asociației și în numele meu, pentru că nu eram eu păgubitul, așa că am insistat pe lângă părinți să facă plângerea asta. Am făcut plângerea asta cu ajutorul părinților și poliția din București, un domn comisar cu care am ținut legătura și îi mulțumesc pe această cale, s-a implicat și cam într-o lună l-au prins. Și atunci a fost dat și pe toate posturile de știri și la Antena și, mă rog, la toate. Și atunci am intervenit și am povestit puțin cum s-a întâmplat. Dar nu se limitează doar la acest aspect. Aceste încercări continuă până ziua de astăzi. În momentul de față, părinții sunt contactați pe WhatsApp de anumite persoane care, de exemplu, chiar am văzut acum recent la părinți un mesaj pe WhatsApp. E o doamnă care suferă de cancer, ultimul stadiu, are 700.000 de euro avere și vrea să le dea lor
toți banii aceștia pentru că nu mai scapă de cancer. Dar trebuie să plătească o taxă de 400 de euro, chestii notariale. Părinții oricum sunt vigileți, pentru că noi, cel puțin la cazurile noastre, la beneficiarii noștri, odată cu contractul pe care noi îl trimitem de sponsorizare și de colaborare, noi avem o pagină de avertisment în care îi avertizăm ce se poate întâmpla în timpul campaniei ca să fie vigilenți. Însă ce mă deranjează cel mai mult este că pe grupurile de caritate, care sunt foarte multe în România, se postează foarte multe cazuri fake, preluate tot de la noi. Astea sunt celebrele moșteniri nigeriene care îți vin peste tot. Un unghi din, cine știe ce rudă îndepărtată din Nigeria, care s-a gândit să-ți lase ție niște milioane. Un pic modificată și personalizată pentru astfel de cazuri de părinți care sunt într-o situație, cum să vă spun, extrem de dificilă, adică să ai copilul bolnav de cancer, să fii practic la propriu în pragul morții și să te lupți cu cancerul și să încerci să abuzezi și să îi furi banii, mi se pare... Nici n-am cuvânt să fac comparație. Bun, și asta vă afectează, presupun, inclusiv la strângerea de donații, nu? Că oamenii își pierd încrederea. Nu ne-a afectat până în momentul de față. Nu am văzut că ne-a afectat, pentru că noi am încercat să comunicăm tot timpul. Am postat pe blogul nostru aceste încercări de scrocherie, am contactat poliția, l-au prins pe acel individ din Oradea, acum este judecat. Părinții au fost avertizați și nu sunt în gard acum, părinții. Dar probabil că la nivel de Facebook, de utilizator, îți pui întrebarea, băi, oare cazul acesta este real? Însă, cred că oamenii și românii în general sunt destul de vigilenți acum să înțeleagă atunci când un caz este real. Și îi îndemn că atunci când fac o donație să verifice foarte bine, să ia numele beneficiarului, să caute pe Google. Dau un exemplu de presă, de un ziar care... Cineva a contactat ziarul, un escroc, un alt escroc, a preluat cazul nostru, s-a dat la ziar fiind mătușa cazului, ziarul l-a crezut fără să verifice, e un ziar dintr-un județ, fără să verifice dacă totul este real. Acest băiat era în Turcia, era la noi în campanie de strângere de fonduri și ziarul a postat anunțul lui, dar la final era contul escrocului. Of course, bineînțeles, da. Da. Nașul băiatului sau o rudă apropiată, nu mai rețin exact, care era din acel județ, a văzut anunțul. El știa că este la noi la Speranță pentru România într-o campanie, a sunat pe sora băiatului și l-a întrebat: măi, ați postat voi în ziarul cu tare anunțul cu George? Pentru că știu că este la Speranță pentru România. Ori anunțul nu este de la Speranță pentru România, este un alt cont și alt nume al tatălui. Sora s-a interesat, ne-a contactat, am văzut și eu anunțul, era clară escrocherie, am contactat ziarul, au șters imediat, dar deja copiase și ziarele naționale printr-un flux de știri și atunci a trebuit să sun pe fiecare televiziune și publicație online și să le spun, este o escrocherie, vă rog ștergeți anunțul respectiv. Da, și presupun că vă consumă și mult timp și energie. Categoric. Și nu pe toate le depistez. Pentru că nu poți să intri pe fiecare grup să vezi ce se întâmplă acolo. De multe ori ne sună părinții și ne spun, am văzut anunțul cu copilul meu pe grupul cutare. Și a încercat să facă report la Facebook ca să blocheze pe respectivul. Deci părinții, mulți dintre ei își dau seama și verifică și noi instruim. Cum ajung? De ce fel de cazuri vă ocupați? Cum ajung la dumneavoastră? Doar prin recomandare. Deci doar prin recomandare. Dau un exemplu, chiar în momentul de față avem la Luis Urcanu în Timișoara copii cu cancer și leucemie, sunt aproximativ 15 cazuri acolo. O mămică care era la noi într-o campanie, practic a anunțat toate mămicele, pentru că ea a fost ajutată de 2 ani de zile la noi și acum toți părinții de acolo sunt la noi în campanie de strângere de fonduri. Din păcate însă băiatul acesta de care vă spun, al acestei mămici, chiar asta am primit mesaj că a fost sunată de medici să-l duc acasă pentru că nu mai are nicio șansă. Cum faceți cu toată energia asta? Pentru că, da, sigur, pe unii reușiți să-i salvați, dar cumva presupun că vă rămân în cap cei pe care nu reușiți. Personal, da, pentru că acum nu știu cât de bine să spun toate lucrurile astea. Eu personal îi cunosc aproape pe toți, pentru că eu mă duc acasă la ei, vorbesc cu ei, îi cunosc personal. Și, din păcate, unii în final mor. Și când spun lucrul acesta, mă refer la copii de 2 ani, de 1 an, de 5 ani și așa mai departe. Și în momentul în care e și tată, a 3 copilași, sunt foarte afectat. Adică nu pot să spun că sunt tare. Adică
aș minți. Dar e și greu să fie așa. Da. Adică eu cred că trebuie să ne recunoaștem sentimentele și vulnerabilitățile, că e normal. Și din motivul acesta mă duc și la psiholog săptămână de săptămână la ședințe, tocmai ca să pentru că mă simt afectat. Deci e clar că te afectează și tot timpul când vezi un copilaș care e bolnav, te transpui în locul părinților. N-ai cum să nu faci lucrul ăsta. Absolut. Cât timp ești tată. Empatizați foarte mult, sigur. Și e normal. Da, la prima vedere, când ești lângă el, nu simți că te afectează, dar simt după aceea, în timp ce conduc mașina, dau un exemplu și mintea mi-e limpede, în momentul acela îmi vin gândurile. Vă dau un exemplu care m-a afectat foarte mult chiar acum în ultima perioadă. Am avut un caz în Luis Urcanu, în Timișoara, o familie foarte săracă cu un copil de 10 ani bolnav de leucemie. Din păcate, în final, copilul a pierdut lupta cu boala. Am făcut-o posibilă ca o firmă în mod gratuit să îl transporte acasă în Bihor și părinții au fost luați cu o mașină, cu un șofer, o rudă de-a lor. M-am întâlnit cu părinții în Arad ca să le plătesc niște, să le dau niște bani pentru o mormântare. Era o familie extrem de săracă. Uh-huh. Când m-am întâlnit cu ei, șoferul mi-a spus: domnul Samuel, dumneavoastră știți că familia asta a avut 7 copii? Păi zic că nu știu că a avut 7, știu doar pe Eugen. Dar știți că de fapt le-au murit 2 copii? Zic, nu știu, știu doar de Eugen. Și vreți să vă spun cum a murit al doilea copil? Zic, dacă tot ai început... Principiu nu vreau, dar da. Spune acum dacă tot ai început. Și mi-a spus că a avut 2 ani. Și copilașul meu are tot 2 ani. A ieșit pe poartă în stradă și un tir a dat cu spatele și nu mai vreau să continui. Da. Dar felul în care mi-a spus-o și ce mi-a spus și mi-a descris... Mi-a venit rău pe loc și am spus: te rog, oprește-te. Eram într-o parcare, într-o benzinărie, era foarte cald. Efectiv, am simțit că îmi vine să cad jos. Am zis: te rog, oprește-te. Și vreau să vă spun că săptămâni la rând m-a urmărit imaginea aceea. Cred. Pe care eu n-am văzut-o, de fapt. Doar mi-am imaginat-o. Doar din cuvintele acelui om. Și urmează acum la această familie să mă duc în septembrie, pentru că am spus să las perioada asta de doliu. Da. Pentru că este o familie foarte săracă, să vedem ce mai putem face pentru această familie. Este o familie tânără cu 5 copii acum. Și v-ați gândit vreodată să faceți altceva sau, nu știu, să nu mai faceți? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Am vrut să mă las bătut, să mă dau bătut, am vrut să renunț. Am și alte posibilități să fac altceva. Am și alte pregătire profesională, dar... Am avut o echipă, avem o echipă frumoasă în spate, de 20 de persoane, care ne ocupăm de toate aceste cazuri și, practic, aș putea spune că ei mi-au dat forța să nu renunț. Pentru că este greu și emoțional, pe de-o parte, și îți consumă foarte mult timp. Adică n-am timp de altceva, practic, nu? 14 ore în birou sau doar în deplasare. De exemplu, eu acum sunt plecat de acasă de aproape 2 săptămâni. Doar la cazuri umanitare, zona Tulcea, Călăraș, București, Constanța. Și vizitez pe fiecare în parte, stai la fiecare o oră, două, trei, depinde de caz, facem materiale video, povestim, le răspund la întrebări și așa mai departe. Și încerc să mă cunosc cu fiecare caz. Există cazuri pe care nu le luați până la urmă? Da, există cazuri pe care nu le luăm, cazuri care nu oferă suficiente informații, cazuri care, pentru care preconizăm că nu se vor strânge fondurile sau care nu intră într-o categorie de cazuri pentru care să necesite un ajutor din partea donatorilor. Noi încercăm să ajutăm pe toți care au boli și care au nevoie de sprijin. În sensul acesta avem 8 angajați care... Doar fac verificări, adică toate documentele și telefoanele și poveștile ajung la 8 persoane din echipa noastră și ele filtrează fiecare caz. Practic tot ce ajunge la noi pe site într-o campanie de strângere de fonduri trece printr-un filtru. La cazurile sociale este foarte complicat, da, pentru cred. Că acolo riscul de a lua țeapă este foarte mare și nu ne-am axat foarte mult pe aspectul ăsta, deși cu asta am început, la începutul activității mele.
cu cazuri sociale. Dar atunci reușeam să ajung la fiecare acasă, să fac anchetă socială. Acum, dacă ne sună pe noi ceva din Vaslui sau din Suceava, dau un exemplu, și ne sună foarte mulți din zona aceea, eu nu am cum să vin de la Arad până în zona Moldovei și să străbat toată Moldova, ca aș fi doar pe drumuri. Și să verificați dacă și e adevărat. Și să verifici, da, pentru că să verifici un caz nu durează 5 minute, durează o zi, două și așa mai departe. Pentru că trebuie să mergi la primărie, să discuți cu asistența socială, cu primăria, cu anumite autorități și așa mai departe. Și acolo unde avem această posibilitate, o facem la telefon și preluăm cazul respectiv. Dar unde nu o avem, nu putem să ne deplasăm. Însă avem un plan de dezvoltare. Încerc acum să, din toamnă, să avem reprezentanți pe județe. Oameni ai noștri care să fie dedicați pentru activitatea asta și să ei să meargă, adică să lucrească în județ. Voluntari și nu neapărat, pentru că eu am lucrat cu voluntari, mult am lucrat cu voluntari și nu agrez foarte mult această activitate. Nu, și eu cred că oamenii trebuie plătiți, sigur. Exact. Că da. Adică voluntarul vine o zi, două, trei, o săptămână dintr-un an, o săptămână dintr-un concediu, dar după aceea nu mai poate să se implice la nesfârșit și nu mai faci treabă. Am încercat să facem editări video cu voluntare, să facem editări foto. Îți lucrează, v-am spus, o zi, două, unul, două materiale, după aia omul are alte proiecte, e angajat undeva, își petrece timpul, sigur, are familie și atunci nu agrez. Eu agrez ideea că să fii un om dedicat, să fie pregătit, să-l pregătești dacă e nevoie și să-l plătești. Pentru că altfel nu se va dedica și nu vei face treabă cu el. Pentru că știți foarte bine și aveți și studiile de teologie. Sunt biserici care vă ajută, vă sară în ajutor, pentru că sunt foarte multe biserici care au făcut foarte multe lucruri pentru oameni. Da, noi am avut susținerea, eu ca persoană fac parte din Biserica Adventistă, deci eu am făcut teologie adventistă, dar noi ca asociație colaborăm cu tot spectrul de biserici neoprotestante și cea ortodoxă, avem colaborări cu preoți, pentru că multe cazuri care ajung la noi ajung de la preoți, care se implică, de exemplu, acolo chiar... este spovedania. Exact, în sine. Exact. Chiar acum am fost în București la un caz, Mirel Enache la noi pe site, un bărbat de 43 de ani care în România a spus în 3 luni de zile trebuie să vei încheia socoteala cu viața din cauza cancerului, s-a dus în final la o biserică să se spovedească și la preot când a ajuns i-a spus povestea lui. Și preotul sufera de același cancer ca el. Și a spus, Mirele, du-te în Turcia, la spitalul Cutare, pentru că acolo am fost și eu și uite, sunt bine și am trecut peste etapa aceasta. Și atunci Mirele a apelat la asociația noastră ca să ajungă în Turcia la recomandarea acestui preot. Deci, iată, implicarea preotului într-o chestiune... Pentru că el, într-un fel, controlează societatea. Exact, exact. Avem un caz undeva lângă Mioveni. Nu contează de ritul sau, mă rog, forma... Da. Credințe, în sine. Că Dumnezeu este același. Categoric. Important e că omul se duce și își face cunoscut. Exact. Se implică preoții din localitate. Cunosc un caz de o mamă foarte săracă care suferă de cancer. Am fost recent la ea acasă, lângă Mioveni. Preotul satului a fost cel care a mobilizat comunitatea să o susțină financiar în prima fază a tratamentului. După ce s-a epuizat resursa financiară strânsă în comunitate, soțul a găsit asociația noastră și a apelat la noi, pentru că deja chiar mărturisea într-un video doamna respectivă, ne era jenă deja să mai mergem încă o dată să facem o strângere în localitate cu ajutorul preotului. Și în disperarea lor au căutat pe internet și ne-au găsit pe noi și acum avem o campanie pentru ea. Și ea deja are toate resursele financiare asigurate prin campania noastră. Dar preotul a fost cel care la început a susținut-o. Și ce vă dă forță să mergeți mai departe? Cazul de care au învins boala. Vin recent de la un caz din Constanța, din localitatea Castelu. Eu acolo un băiețel extraordinar de 12 ani, care de la 4 ani se luptă cu cancerul și este bine. De 3 ani de zile este în campanie la noi. În fiecare an noi strângem aproximativ 30.000 de euro pentru el. El merge în Turcia la tot ce înseamnă controle, tratament și așa mai departe. Acum este bine, însă, vedeți, lupta aceasta cu cancerul nu se termină într-un Absolut. An, nici într-o lună, ci durează ani de zile și suportul financiar de care ai nevoie este pe termen lung. Și atunci am fost la el, l-am văzut pentru prima dată în viața mea, doar la telefon am vorbit 3 ani de zile cu mama și în sfârșit ne-am cunoscut. Și vă dați seama că satisfacția sufletească este enormă când știi că ai contribuit și tu acolo cu ceva. Deși cea mai mare contribuție au donatorii, nu noi neapărat. Noi suntem niște intermediari între cel care donează și cel care are da, nevoie. Dacă n-ar exista lanțul de intermediere, n-ar exista nici exact, donatorul. Deci exact.
Și ceea ce efectiv mă face așa să mă simt puternic este o tânără, îi spun și numele, Andrada Uscar. Nu mai țin legătura cu ea, este primul nostru caz. Este o tânără care o văd la mine pe Facebook, postează cu copilul și așa mai departe. Era în clasa 11 când a fost diagnosticată cu leucemie. Statul i-a plătit tratamentul în Italia la clinica San Matteo din Milano. A lăsat-o, nu i-a mai plătit apoi, deși era la jumătate de drum. Am preluat-o noi în 2012, da, în 2012. A continuat tratamentul, am plătit 36.000 de euro atunci pentru ea. S-a vindecat complet. A urmat facultatea aici în București, acum este în Germania la lucru și o văd în continuare pe Facebook foarte activă. Și vă dați seama că te simți bine când vezi că, uite, o tânără a învins leucemia. De fapt, e ca o renaștere. Știi? Exact, exact. Din păcate, nu toți câștigă lupta. Pentru că depinde foarte mult, când discutăm de cancer și leucemie, în ce stadiu ești diagnosticat. Da, dar cred că vă ajută educația teologică, nu? Să acceptați și cazurile care nu se rezolvă. Dacă discutăm din punct de vedere teologic și creștin, atunci categoric înțelegi altfel viața, da, și moartea. Deci altfel discutăm în momentul respectiv. Însă, chiar și așa, totuși este dureros. Este dureros. Adică, ok, ești de acord că din punct de vedere creștin ai speranța vieții veșnice și Dumnezeu îți promite lucrul acesta. Chiar dacă tu poate acum treci printr-un cancer, printr-o leucemie și pierzi lupta aceasta. Însă pentru familie este dureros. Este foarte dureros. Și atunci cum reușiți totuși să vă găsiți suficient de multă energie încât să-i cunoașteți pe toți? Că ar putea să fie mai simplu. Ați putea să trimiteți pe altcineva. Da. Practic. Ați putea să trimiteți pe altcineva, nu? Aveți niște angajați, spuneți. Și totuși cine să-i cunoașteți. Iubesc activitatea asta. Iubesc ceea ce fac și ceea ce v-am spus că am vrut să renunț la un moment dat a fost într-un context diferit de în care sunt acum. Eram singur în asociație. Eu făceam tot, adică de la preluarea cazului, de la plăți și cazurile care poate acum urmăresc, beneficiarii noștri care acum urmăresc acest video, știu despre ce vorbesc, pentru că eu m-am atașat de ei. Sunt mulți dintre ei care îmi cunosc familia, cunosc fac parte din familie. Detalii din viața mea și la început am fost singur. Le făceam pe toate și nu reușeam, stăteam 14 ore în birou și tot nu făceam față. Până când am avut o mare problemă. Nu pot să intru acum în ea și a trebuit să decid ce fac mai departe, pentru că nu mai puteam continua așa. Până când cineva mi-a dat ideea, angajează pe cineva care să preia o parte din munca ta. Nu le poți face tu pe toate, să mulțiseră cazurile. Și eu vorbeam la telefon, nu stai la telefon 10 minute cu un om, stai o oră, exact, două ori să-ți povestească toată povestea lui. Și oamenii simt nevoia să fie ascultați, presupun. Categoric, categoric. Și atunci am angajat o tânără, o cheamă Cristina Gligor, este una din pilonii asociației astăzi, care are foarte multe cazuri și în felul acesta am văzut ce înseamnă să fii puțin mai liber și să faci lucrurile mai importante, nu toate lucrurile mărunte, aș putea spune. De bucătărie. Exact. După aceea a venit o a doua angajată, o a treia angajată și cu cât s-au mulțit cazurile, s-a mulțit echipa. Acum îmi dau seama că mă uit înapoi. Nu puteam ajunge la nivelul acesta fără o echipă. Sigur. Și fără să-i plătești. Adică singur am luat 5 cazuri pe lună maxim și eram epuizat din toate punctele de vedere. Fără timp pentru soție, fără timp pentru copii, fără timp pentru familie, fără timp pentru mine personal. Iar în momentul în care ai o echipă puternică, începi să vorbești, să faci un brainstorming, să cauți soluții împreună și este altceva. Și fără echipa asta nu puteam duce acum 370 de cazuri. Și sunt foarte mulți care sunt în continuu și sunt în filtrare. Mi-a plăcut că ați spus și de timp pentru dumneavoastră, pentru că multă lume nu ia în considerare timpul pentru el însuși și ar trebui să o facem, pentru că e important. Asta a fost una dintre marile greșeli pe care le-am făcut în viață. Și care m-a afectat și ca sănătate și ca tot. Până când am luat decizia aceasta, în urmă cu un an și jumătate. Și nu-mi pare rău. Pentru evident că fără echipă nu poți să te dezvolți. Și vreau să vă mai spun un lucru care m-a făcut să plâng la propriu, acum când am fost plecat în perioada aceasta la toate cazurile din zona aceasta, București, Călăraș, Tulcea, Constanța. Am fost la ei să fac materiale video.
și fac un fel de dialog, cum facem noi acum cu ei. Stăm jumătate de oră și povestim în fața camerei, după care noi prelucrăm acel video. Și îi întreb pe toți cum au cunoscut Asociația Speranță pentru România și ce părere au despre relația cu asociația, pentru că ei țin legătura cu câte un responsabil de caz. Fiecare beneficiar are un responsabil la nivel de birou care se ocupă de el, de marketing, de plăți și așa mai departe. Și aproape toți, fără să știe unul de altul, au răspuns următorul lucru și o să pun asta pe Facebook, pe pagina noastră. Voi efectiv faceți parte din familia noastră. Deci, efectiv, sunteți parte din familia noastră. Mama lui Alin, de care v-am povestit, pentru că eu am ținut foarte mult legătura cu ea, a fost cazul meu de la început, când mi-a povestit lucrul acesta, efectiv mi-a dat lacrimile la propriu. Alin era lângă noi și știai că el suferă de cancer, încă nu-i vindecat și să spună lucrul ăsta, ne-ați oferit speranță, ați știut să mă încurajați, sunteți parte din familia noastră. Ce poate fi mai frumos? Dar nu vă și obligă cumva, emoțional? Nu m-am gândit la aspectul acesta până acum, sincer. Poate că da, numai că se întâmplă atât de natural chestia asta, că nici nu mai bage seamă, practic. Dacă iubești ceea ce faci și vezi asta ca făcând parte din ființa ta, sigur. Cum a spus noastră, e ceva natural deja, nu mai... E o satisfacție și îți dă un sens în viață, că poți să faci ceva. Dar mă frământă ideea asta că... Eu zic să mai căutați angajați. Din păcate... Pentru că nu o să ieșiți foarte ușor din chestia asta. Chiar dacă o să controlați mult mai de sus lucrurile, adică vă veți lua din foarte multe obligații pe care le aveți dumneavoastră, vi le asumați. Veți mai da la alții, dar oricum veți rămâne acolo, pentru că de obicei misionarii... Corect. E ca în securitate, știți? Nu ești decât când te-ai dus cu picioarele înainte. Da. Aș vrea să mai spun un lucru. Noi suntem într-o dezvoltare continuă. În sensul că am vrut să mă dau bătut acum un an jumate. Dar când a venit Cristina în echipa noastră, adică prima angajat, de atunci n-am mai avut gândul acesta. Și echipa s-a mulțit. E, acum noi avem o problemă. Problema este Facebook. Deci problema noastră majoră acum este Facebook. De ce? Pentru că avem foarte multe cazuri, foarte multe, și am putea prelua și mai multe. Resursă umană găsim. Site-ul este făcut să preia nelimitat numărul de cazuri. Însă limita noastră este marketingul, este Facebook-ul. Pe de o parte îl plătești, deci trebuie să dai niște bani. Și pe de altă parte nu-ți permite să te duci cu toate cazurile în campanii plătite. Trebuie să te limitezi undeva la 30-40 de cazuri deodată. Ori tu ai 360. Și atunci noi acum am clonat Speranță pentru România în mai multe site-uri ca să puteți să încărcați mai multe, da? Pe Facebook, pentru Facebook. Și acum am făcut un site Speranță pentru Mâine doar pentru familii sărace, Speranță pentru Autism doar pentru copii cu autism și vom mai clona în funcție de categoriile de boli. Ați început să le puneți pe categorii. Da, ca să putem să preluăm cât mai multe cazuri. Dar asta e epoca în care trăim algoritmii exact, și așa exact. Mai departe. Care nu ne face într-un fel e bine, știți că dacă luăm partea bună, că dacă nu era, era și mai rău. Da, categorii. Ne fac probleme, din păcate, pentru că ne limitează. Și într-un fel eu înțeleg algoritmul Facebook, pentru că mă ocup de așa ceva. Adică dacă toată lumea avea loc nelimitat, s-ar termina la un moment exact, dat. Dar exact. Noi o să vă mai invităm, să știți, și o să spuneți la toată lumea, pentru că oamenii se uită și își transmit, să știți. Și mai spun o chestie care pentru mine este importantă, dacă tot am ocazia asta, nu ne-am limitat doar la campanii de strângere de fonduri. Noi avem și magazine online caritabile. Avem o librărie creștină, librăria Maranata, unde vindem cărți creștine, cadouri creștine și Biblii online în scop caritabil. Și, de exemplu, anul trecut, în 2020, am reușit să ajutăm 10 copii cu câte 10.000 de euro fiecare, 100.000 de euro, doar din librăria Maranata. Iar în noiembrie anul trecut am lansat magazinul de lenjerii de pat, finettte.ro. Și vindem lenjerii de pat, cuverturi, pilote, prosoape. Acum asta nu știu că e cea mai bună variantă, dar dacă e un scop caritabil, e în regulă. Da, și vindem în scop caritabil Alina Mariei, de care vă povesteam, anul trecut noi am plătit 12.000 de euro doar din magazinul de lenjerii de pat. El a fost în noiembrie la Turci, la două operații planificate și, din păcate, când au ajuns acolo, mai trebuia o operație. Era 12.000 de euro. Și m-a sunat mama,
și a zis: domnul Samuel, vă rog, ajutați-mă cu 12.000 de euro. Noi tot ce am strâns i-am dat deja, am plătit direct la turci cele două operații. Nu aveam cei 12.000 de euro. Însă atunci am început o campanie pe magazinul caritabil Finet și am strâns 12.000 de euro în mai puțin de o lună și am plătit a treia operație. Și acum Alina este bine. Slavă Domnului, este chiar foarte bine. Și mergeți mai departe, adică o să faceți și alte produse de genul acesta, magazine, da, și pregătim acum în septembrie sau cel târziu în octombrie, sper să lansez cadouri Talida.ro. Este un site numai de cadouri în care vindem cadouri personalizate în scop caritabil. Adică, ce înseamnă scop, vânzare în scop caritabil? Noi suntem un magazin ca oricare altul. Nu ne diferențiem de alte magazine, oricare ar fi ele. Plătim TVA, plătim taxe, impozite, angajați, absolut tot. Diferența este că profitul net care se obține la final nu va fi distribuit unui patron, unui acționar, unui fond de investiții, da? Ci rămâne în cadrul asociației și noi practic alimentăm un fond de urgență, numim noi, sau fond de rulment. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că apar urgențe neprevăzute, foarte multe. Sigur că da. Și tu trebuie să plătești atunci o sumă de bani pe care cazul respectiv nu i-a restrâns. Și de unde plătești? Dau un exemplu. Avem două numere de telefon scurte pentru donații. 8837 pentru adulți, 8829 pentru copii. Oamenii donează prin SMS. Strângi 10.000 de euro pentru un copil, dar banii aceia de la compania de telefonie mobilă ajung în contul nostru în 6 luni de zile. Și copilul are nevoie acum de bani, nu peste 6 luni de zile. Ei ne vor intra, categoric, dar tu ai nevoie de un fond în momentul ăla. Și dacă n-am avea fondul ăsta de urgență, de rulment, cum îl numim noi, n-am putea să plătim aceste plăți în avans, cum le numim noi în cadrul asociației, pentru a-i putea salva pe copiii aceștia. Și atunci, magazinele online, practic, alimentează prin profitul net fondul de urgență. Cum e la dumneavoastră acasă de Crăciun? Acasă de Crăciun? Trei copilași, soția, și încerc, de fapt, dacă ar fi să vă spun sincer, primul Crăciun în familia mea a fost acum 2 ani. Deci, și în rest unde ați fost? Doar la cazuri umanitare. Și soția și copiii dumneavoastră ce zic? N-aș vrea să spun acum ce spun. Nu pot să spun. Dar nu cred că sunt foarte... Deci din 2006, Crăciunul meu a fost întotdeauna în deplasare, cu alimente la familii sărace. În urmă cu 2 ani de zile, când deja aveam platforma Speranță pentru România și era și Cristina deja în echipă, am reușit să rămân acasă și de revelion, aceeași chestie aproape, și să rămân în familie. Până atunci eram cu sacoșele, cu alimente la bătrâni, în zona de vest a țării, unde puteam să ajung. Asta este adevărul. Există oameni la care vă doriți să mai ajungeți, care v-au rămas aproape, cu care v-ați împrietenit, în afară de cazurile care sunt o bucurie pentru că sunt vindecate? Nu am înțeles întrebarea. V-a rămas cineva aproape de suflet dintre cazurile cu care v-ați întâlnit de-a lungul timpului, în afară de cei care s-au vindecat? Nu știu, niște oameni cu care ați avut o conexiune, o chimie, ceva. S-a întâlnit foarte mulți. Da, aș putea spune că... Adică unii rămân mai aproape decât aproape. Da. Aici aș putea să mă refer în mod special la cazurile sociale, la bătrâni, pentru că eu iubesc bătrânii. Uh-huh. Am început cu ei. Am bătrâni la care ajung și acum. Din păcate, unii au murit, foarte mulți au murit între timp, cu care am început noi activitatea în 2006. Ce ați învățat de la ei, dumneavoastră de la ei? Simplitatea. Cumva. Simplitatea. Și din păcate au fost oameni care au trăit niște ani foarte greu în comunism. Așa este. Foarte greu în comunism și au ajuns în situația în care au ajuns în niște circumstanțe pe care ei nu le-au putut controla. Și mi-aduc aminte de o familie de bătrâni în care au fost scoși afară din casă, au fost puși într-un cămin cultural, pentru că cineva i-a exprocat cu casa și nu au putut să facă nimic. Au cumpărat o casă în anii comunismului doar pe o hârtie semnată de mână. Și copilul acelei familii care a cumpărat casa a venit și le-a luat casa, i-a scos afară, au ajuns într-un cămin cultural. Și noi în căminul acela le-am zugrăvit camera, le-am cumpărat sobă, le-am cumpărat alimente și cam 5 ani de zile mergeam regulat la ei. Acum amândoi s-au dus. Mai avem o doamnă de care eu sunt foarte atașat, doamna Palfi. Am cunoscut-o pentru că fata ei, adolescentă de 15 ani, a suferit de cancer. Am cunoscut-o în spital la oncologie în Cluj. Fata, din păcate, a pierdut lupta. Dar ele locuiau într-o fostă școală, în localitatea moldovenești, mă rog, într-un sat din comuna, nu mai rețin satul acum, dar din comuna moldovenești, județul Cluj.
Nu aveau, de 11 ani, fata aceea a crescut, tiunde o chema, fără curent, fără apă, într-o fostă școală. Așa a învățat la lumânare. Mama era foarte săracă și era și văduvă. Fata a murit, ea a fost scoasă din fosta școală, pentru că acolo s-a făcut ceva casă funebră, și a ajuns pe drumuri, efectiv. Un donator de-al nostru i-a găsit o chirie în Turda, a dus-o în chirie, dar femeia, fiind de la țară, nu s-a obișnuit cu orașul. Și s-a dus să muncească la vaci, undeva în județul Târgu Mureș, în scapa Solovăstru, prin comuna Solovăstru. Și acolo ea s-a împrietenit cu oamenii, cu cei de la primărie. I-am cumpărat un mic teren acum acolo, am turnat o fundație și facem acum o mică căsuță. Și doamna aceasta, cum să spun, pentru mine este ca o bunică. Pentru că ea, orice problemă are, ea mă sună pe mine. Deci ea nu are pe cine să sune, ea nu are pe nimeni efectiv. Și mă sună și mă întreabă ce să facă sau dacă nu mai are bani pentru medicamente, mă sună să-i trimit și așa mai departe. Și mai avem o bunicuță care acum este în Timișoara cu nepoțelul ei de 5 anișori, suferă de hidrocefalie. Din păcate, medicii de 3 luni de zile nu-i dau nicio șansă, este doar la terapie intensivă, nu are pe nimeni, practic noi ne ocupăm de tot ce înseamnă alimente, acum o să-i plătim chiria pentru că urmează să fie evacuată, că n-am mai plătit-o de mult, s-a schimbat proprietarul acolo, chiar astăzi m-a sunat să dau telefon la proprietar și să negociez cu el chiria și aceste persoane sunt ca niște bunici pentru tine pe care tu trebuie să le ajuți și problema este că atunci când le cunoști și ele știu că tu ești președintele asociației, deși eu sunt un om simplu, și când spui președinte, pentru ele e ceva extraordinar. Și atunci mă sună în continuu, pe WhatsApp, mesaje și așa mai departe. Apelează la mine, în loc să apeleze la cel care se ocupă de caz, responsabilul ajuta, de caz, da. Pentru că fiecare caz are un responsabil, are o angajată care se ocupă de toate detaliile. Dar ele sună președintele. Și care știu și povestea. Aș vrea să încheiem cu acest domnule președinte. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi la această emisiune și succes în continuare, să aveți putere și financiară și emoțională să mergeți mai departe, că amândouă sunt importante, nu? Mulțumesc. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. O seară frumoasă. La revedere!